Kinetoterapeutul este o profesie care nu prea este bine recunoscută sau cunoscută în mediile noastre din România. E adevărat că trebuie și un nivel, la anumit nivel socioeconomic, pentru că multe din servicii sunt de tip privat. Și atunci trebuie să ai și o populație care ar putea să investească într-un astfel de serviciu. Kinetoterapeuții sunt însă foarte căutați afară, a doua profesie după cea de personal medico-sanitar. Chiar și kinetoterapeutul este un auxiliar al actului medical. Deci este anexat actului medical. E terapia prin mișcare, refacerea și recuperarea prin mișcare. Asta e problema. De unde a pornit ideea de necesitate? Toți studenții de la kinetoterapie, secția de kinetoterapie din cadrul Facultății de Sport, Educație Fizică și Sport din Galați, te duceai să faci practică pe undeva. Pe unde? Pe la secțiile de recuperare, că au fost mai mult sau mai puțin dotate prin județul Galați. Noi un serviciu amplu cu paturi de recuperare, cum au clinicile universitare, încă n-aveam. Pe aici, pe acolo am început, în sfârșit, să fie o altă gândire, am început să mai redreseze, am înțeles că au început să ia și dâns și aparatură. Vă rog să mă scuzați, dar la dumneavoastră ni bronzăm bine. E și mai subțireal așa și... E ca în sala de, de operație. Și atunci studenții noștri nu prea își făceau practica cum trebuie. Era și o idee că acest student sau acest profesionist, kinetoterapeutul, este unul care mai mobilizează ceva articulații și face ceva masaj. Ei, nu-i chiar așa. Astea sunt niște componente în programul ăsta. Surprinderea mea mare a fost, lucrând cu specialiști în domeniu și luând atlasele de aparatură, să constat că sunt o groază de aparate. Și atunci, văzând că nu avem o ofertă pe teritoriu și toți sunt cu studenții pe aici, pe acolo și ne rezolvăm mare lucru, am zis, de ce n-am schimbat noi ideea să ducem noi să facem laborator legea cu serviciu către populații. Și am găsit deschidere la vechea conducere a universității, care a înțeles foarte bine ce și cum, și actuala conducere a universității. S-au cumpărat aparaturi, s-au făcut niște laboratoare de kinetoterapie, kinetoterapie care va privi și componenta oamenilor bolnavi care vor fi serviți dimineață, supravegheați și pe care vor lucra studenții, iar în perioada de seară, după amiază seara, când laboratorul rămâne liber, poate fi pus ca contracost la dispoziția celor care doresc să aibă acces la serviciile noastre. Adică, practic, ești un masaj sau o gimnastică de întreținere? Este, este o sală de fitness, de aerobică, de masaj, de reflexoterapie, o groază de aparate, să știți că și hidrotermoterapie. Să știți că omul care intră acolo mai întâi va trebui evaluat. Și avem aparatură de evaluare și terapie chiar de kineto-pasivă, kinetoterapie pasivă. Adică oricum, trebuie să... Iertați-mi lipsa de modestie aici, dar am și o bucurie, să mă laud, zic așa, că au venit oamenii de la comisia de la RACIS, care reevaluează facultatea și o reacreditează periodic, și oamenii au venit pe specialitatea asta și atunci au recunoscut, domnule, nu avem în țară secții de kinetoterapie cum aveți voi dotat. Cum, dar vă și... aveți de ceva timp să faceți asta. A fost un efort, pentru că efortul, vezi, dacă ar fi fost din spate susținut cu un mediu privat care ar fi avut facilități, cum a avut odată când am făcut secția de la Spitalul Județean și de la Municipal, era cu totul și cu totul altă viață, dar timpurile au trecut și acum sistemul privat nu prea mai, abia gâfâie. Și atunci a fost un efort deosebit venit pe universitate. Universitățile noastre mai mult să taie fondurile, că asta e învățământul, și atunci, din toată sărăcia, am făcut aceste laboratoare. Chestia care mă bucură și, cum zic eu, chiar e bună, a fost că am găsit posibilitatea legală și s-a dat voie ca să fac un parteneriat public-privat, cum se spune. Da. Să facem servicii din cadrul partea universității, versiunii juridică, să faci oferte contracost către populație. De ce e bine? E părerea mea și mi-o susțin cu tărie. Păi apucăm să investim la universitatea bani în aparatură de miliarde, pe care ori nu ți spui macrameu și să spui, măi, studenții, asta este, nu puniți mâna pe el că o zgâlțiți. Da. Păi ea se uzează și moral și material nu mai stând. Mai bine o pun, produce, amortizează și acoperă o parte din cheltuieli, dacă nu toate cheltuielile de exploatare, reușesc să și plătim anumiți kinetoterapeuți care vor lucra și vor aduce oamenii acolo, clientela, cum ar veni, da, să și-o rezolve.
Și atunci am mai multe beneficii. Și lumea află ce face un kinetoterapeut. Erau vechi profesori de cultură fizică medicală. E o posibilitate către populații, chiar aveam niște asociații cu deficit motor care căutau numai aparatul de kinetoterapie pasivă pentru membru inferior. Îl avem, vom lucra cu ei, vom face pentru ei, și asta am și vorbit cu universitatea, dom'le, vom face ceva umanitar, nu luăm bani la oameni. Deci este un lucru care merge rotund, îl avem servit acolo, pe el dezvoltă, lumea acolo lucrează. Studenții sunt în ochii noștri, nu mai umblă aiurea prin Galați, prin diverse zone, care și oamenii se chinui să-și facă și ei un serviciu cât de cât civilizat.